Candidații PNL Hunedoara la alegerile parlamentare din această iarnă s-au întâlnit ieri după amiază cu o parte din electoratul hunedorean. Sute de oameni au fost prezenți la întâlnirea cu candidații aflați pe locurile eligibile pe lista PNL pentru Camera Deputaților și Senatul României. Evenimentul a avut loc în aula Facultății de Inginerie din Hunedoara. Oamenii sunt prietenii noștri, oamenii cu care ne întâlnim, batem la uși deschise, e vorba de colegii și prietenii noștri liberali. Am avut aici bucuria să am o sală plină la Hunedoara de prieteni, de colaboratori, membri și simpatizanți, inclusiv colaboratori de mulți, mulți ani, mai mult de 10 ani, din grupul de firme pe care l-am lăsat în grija altcuiva. Oamenii aceștia, colegii mei liberali, colaboratorii mei din zona economică, din companii, am văzut cu mare plăcere și colaboratori ai partenerilor, vechilor mei parteneri de afacere. Sunt oameni care constituie, la drept vorbind, fundamentul, susținerea mea afectivă, morală, dacă vreți. Sunt oameni care mă cunosc de foarte multă vreme, sunt oameni care știu precis că intențiile cu care am intrat în politică sunt curate și onorabile, oameni care m-au văzut muncind, oameni care m-au văzut bucurându-mă, oameni care m-au văzut suferind pentru eșecuri, când am avut cu toții eșecuri, oameni pe care mă bazez că nu vor lăsa ceața să se aștearnă peste județ și peste municipiu. Pentru că, spre amărăciunea și surprinderea mea, la distanță de 500 de voturi, primăria municipiului Hunedoara nu mai este liberală, iar înlocuitorul primarului liberal nu se ridică, în opinia mea, la standardele profesionale obligatorii pentru îndeplinirea unui mandat care să creeze o anumită speranță de bunăstare în municipiu. Au rămas câteva proiecte frumoase care încep să fie în pericol. Ultima mare boacănă este că au fost pierduți 340 de miliarde vechi pe o finanțare pentru care am muncit din greu împreună cu primarul Arion. Nici nu vreau să mă gândesc câte lucruri s-ar fi putut face cu 340 de miliarde în municipiul Hunedoara, iar banii aceștia au fost pierduți din neglijență, pur și simplu, pentru că raportările necesare n-au fost trimise la Ministerul Dezvoltării. Aceleași probleme grave și cu proiectul privind finanțarea pe fonduri europene a modernizării Castelului Corvinilor. Este regretabil că modul în care se relaționează pentru rezolvarea și apărarea intereselor hunedorenilor nu este unul corespunzător funcției de primar. Ca parlamentar de Hunedoara, ca deputat și în perspectivă senator de Hunedoara, am datoria și dreptul să mă opun declinului, stagnării și mersului înapoi în municipiul Hunedoara. Așa încât, dragi prieteni, contați pe parlamentarul hunedorenilor în continuare, pentru că domnii care se ocupă acum de administrație publică vor trebui și sprijiniți, dar și obligați să muncească în interesul domnilor voastre. Am rămas impresionat de câți liberali sunt în municipiul Hunedoara și sunt convins că ceea ce s-a întâmplat la alegerile locale a fost o eroare a celor care au votat în municipiul Hunedoara și eu sunt convins că marea majoritate a locuitorilor municipiului Hunedoara regretă alegerea pe care au făcut-o în iunie. În ultimele două săptămâni, candidații PNL Hunedoara la Camera Deputaților și Senatul României au avut întâlniri cu membrii și simpatizanți ai Partidului Național Liberal din aproape tot județul. Ieri, de exemplu, liberalii s-au întâlnit și cu localnicii din Toplița, Peștiș, Teliuc și Lunca Cerni. Este o zi de duminică un pic mai specială. Din fericire, Lunca Cerni a avut astăzi preotul în biserică și am putut să particip și la slujba la care de foarte mulți ani nu lipsesc. Din niciun fel de motiv, nici măcar din motive de campanie electorală și politică.
În zilele următoare și alte localități din județ vor fi vizitate de candidații PNL Hunedoara la alegerile parlamentare.